Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi am deosebită plăcere să vă prezint un material pamflet al cărui autor este scriitorul și jurnalistul George Hodorogea. Caragiale non-stop. Austria ne umilește la noi acasă. Săracii miniștri bogați. Moto. O țară care n-are principuri, va să zică nu le are. După ce, din rațiuni electorale interne, Austria ne-a refuzat la Consiliul Jai accesul în spațiul Schengen, s-a trezit doctorul Lucian Bode să facă sluji tocmai omului care a votat contra noastră, Gerhard Karner, pe care l-a rugat umil să ne viziteze țara. Probabil, intelectualul Bode spera că cu niscaiva folcloriste și ceva țuiculiță de Pitești, ați auzit o cacofonie voită, îl va îmbuna pe ministrul austriac al internelor. Numai că ministrul austriac Gerhard Karner a spus la București, fiind într-o vizită oficială, că nu poate oferi o dată la care România ar urma să intre în spațiul de liberă circulație Schengen. Răspunsul ministrului din Austria a venit după ce reporterii români l-au întrebat insistent dacă țara sa va sprijini aderarea României la Schengen în acest an. Și amintind de votul împotrivă de la Consiliul Jai din 8 decembrie anul trecut, Gerhard Karner a adăugat că, citez, avem un sistem care nu funcționează, am încheiat citatul, deoarece în interiorul spațiului Schengen, citez, sunt multe controale care nu ar trebui să existe. Există controale și la granița Germaniei cu Austria. Franța face la fel cu Germania. Asta e dovada că sistemul nu funcționează. Suntem parteneri apropiați, am reușit primii pași. Dar mai avem mult de lucru, nu pot să vă ofer azi odată, a spus ministrul austriac. De asemenea, acesta a invocat rolul călăuzelor din România în ceea ce privește migrația ilegală din țara sa. Împreună cu poliția română am destructurat o grupare de traficanți de migranți condusă de un cetățean român. A fost singurul exemplu oferit presei din România. Dintre imigranții care ajung ilegal în Austria, doar circa 2% trec prin România, restul prin Serbia, Ungaria și mai ales Croația. Ultima, curios, fiind acceptată de austrieci în spațiul Schengen, la același Consiliu Jai. Practic, Karner ne-a jignit la noi acasă spunând că nu merităm, că nu suntem pregătiți și ne-a arătat degetul în sus. Iar Lucian Bode a declarat că vizita omologului său austriac are ca scop tocmai dezghețarea relațiilor bilaterale, deoarece relațiile s-au răcit la sfârșitul anului trecut. Cu alte cuvinte, din cauza ministrului Bode, România iar a stat în poziția ghiocelului, iar ministrul austriac Karner și-a făcut nevoile pe noi în văzul tuturor. Auf Wiedersehen, mein Führer Karner! Auf Wiedersehen, Schengen! Oamenii Ministerului de Finanțe îmbogățiți din pariuri sportive. Presa a prezentat penalul caz al unui membru al comitetului care ar trebui să supravegheze piața jocurilor de noroc din România, care a raportat pentru anul 2020 câștiguri de aproape 34.000 de euro din pariuri sportive. De fapt, situația este chiar mai interesantă de atât. Raul Petrescu este reprezentantul Ministerului de Finanțe în cadrul Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pe scurt ONJN. Rolul acestui organism este deosebit de important și, potrivit Ordonanței de Urgență din 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, Comitetul de Supraveghere aprobă echipamentele dedicate pentru organizarea acestor jocuri, emite licențe pentru firmele care organizează jocuri de noroc și aprobă regulamentele pentru tombole și alte extrageri de acest tip. Raul Cristian Petrescu a fost numit în Comitetul de Supraveghere al ONJN în anul 2021, iar anterior lucrase ca vicepreședinte al ANAF, coordonator al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, fiind numit în această funcție în 2019 de către Viorica Dăncilă. După ce a ajuns în funcții înalte în aparatul central al statului, Raul Petrescu a devenit cel mai norocos om din lume. 3 ani la rând, cel care s-a ocupat de combaterea fraudelor fiscale și acum de monitorizarea pieței jocurilor de noroc, a menționat în declarațiile de avere câștiguri între 34.000 și 40.000 de euro anual, doar din pariuri sportive.
iar în ultimii 3 ani doar din pariuri sportive și doar de la o singură casă de pariuri, Superbet. Raul Petrescu a declarat că a încasat circa 115.000 de euro. Dar nu este singurul norocos din Ministerul de Finanțe. Având funcția de consilier superior la Corpul de Control al Ministerului, Ioan Nicolae Itu a reușit să-și rotunjească veniturile cu suma de 80.000 de lei din pariuri sportive jucate la 2 agenții din sectorul 1 al Bucureștiului. Deci, parafrazând din sport, omul driblează, centrează și dă gol cu capul și cei de la Ministerul de Finanțe supraveghează jocurile de noroc, dar și joacă. Și culmea, câștigă sume fabuloase. Păi, bine măi șmecherilor, un simplu fotbalist care joacă la pariuri sportive este amendat, suspendat, dat afară și anchetat penal. Iar voi, fără rușine, câștigați o grămadă de bani tocmai de la cei pe care îi supravegheați. Lege cu dedicație pentru CSA Steaua. Atât UEFA cât și FIFA, cele două mari organisme internaționale din lumea fotbalului, au interzis participarea în primele ligi naționale a echipelor departamentale, adică a celor cluburi finanțate din banii publici. Și de aceea, echipe precum CSA Steaua București, finanțată de Ministerul Apărării, nu pot promova în prima ligă chiar dacă câștigă seria. În România, țara tuturor posibilităților, s-a trezit onor ideologul PSD pe numele lui Vasile Dâncu să dea o lege cu dedicație pentru clubul militar CSA Steaua. Vasile Dâncu a cerut procedură de urgență în Parlament pentru un proiect de lege care modifică legea sportului și i-ar da dreptul clubului militar să promoveze în prima ligă. Actualmente, CSA Steaua ocupă locul 2 în play-off-ul din Liga 2-a, însă roșialbaștrii nu au primit dreptul de promovare în Superliga din cauza formei de organizare a clubului. Alături de Vasile Dâncu, ceilalți parlamentari PSD care au semnat propunerea legislativă sunt senatorul Matei Constantin Bogdan, fostul ministru al sportului, și deputatul Radu Popa. Și asta în ciuda interdicțiilor date de UEFA și FIFA. Dacă Parlamentul inconștient va vota această lege cu dedicație, urmările ar putea fi catastrofale. În situații similare de amestec al politicului în fotbal, cele două organisme au suspendat naționalele și echipele de club din toate competițiile internaționale. Bine, bine, puteți zice, oricum nu reprezentăm mai nimic în fotbalul internațional. Dar o asemenea suspendare ar însemna lovitura de grație dată fotbalului românesc atât cât mai este. Dar ce contează asta pentru Dâncu și PSD atâta timp cât vor câștiga voturile microbiștilor steliști? Și se știe, aceștia nu sunt deloc puțini. Premierul Nicu Ciucă își apără pensia. Prinși cu chiloții în vine, adică cu un gol de 20 de miliarde de lei în buget, guvernanții au anunțat mai multe măsuri senzaționale de astupare a găurii negre din buget. Dar cum le-au anunțat, cum în fiecare zi au renunțat, rând pe rând la ele. Una dintre măsuri era interzicerea la bugetarii acumului de pensie cu salariul, fiindcă e țara plină de șmecheri. Adică, datorită legilor cu dedicație, șmecherii ieșeau la pensie la vârsta de 45-50 de ani. Dar a doua zi se reangajau, de multe ori chiar pe același post. Victorios, premierul dr. Nicu Ciucă a anunțat oficial interzicerea cumulului pensie-salariu. Dar probabil când a ajuns acasă l-a luat la palme doamna generăleasă Ciucă. Și avea dreptate. Păi cum poți tu, bărbate, fără de minte, să impui așa prostie? Ai uitat că și noi doi avem cumul de pensie cu salariu, nenorocitule? Și Ciucă, trezit la realitate, a dat înapoi și a scos respectiva prevedere din ordonanța de urgență ce tocmai urma să fie dată. Și dacă nu știți, aflați de la noi. Premierul are pensie militară mult mai mare decât veniturile primite de la guvern. Pensia militară a lui Ciucă este de 215.000 de lei anual. Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, unul dintre oamenii fideli ai președintelui Klaus Iohannis, a fost numit premier în 25 noiembrie 2021, iar în luna aprilie 2022 a fost ales președinte al PNL în locul lui Florin Câțu, după un congres extraordinar la care a fost singurul candidat.
Potrivit declarației de avere completată în iunie 2022, șeful guvernului PNL-PSD-UDMR a raportat pentru anul trecut venituri cumulate în valoare de 166.129 de lei, pe de o parte ca ministru al apărării, peste 148.000 de lei, iar ulterior ca premier, peste 17.000 de lei. Același moșteacă pe numele său de Ciucă consideră că pensiile militare nu ar fi pensii speciale, o pensie care i-a adus în anul 2022 numai puțin de 215.000 de lei. Iar soția sa, Cristina Maria Ciucă, a încasat de asemenea anul trecut o pensie de serviciu de 59.500 de lei, tot de la Ministerul Apărării. Soții Ciucă mai dețin o casă de 232 de metri pătrați, construită în 2017 la Balotești, loc unde au și un teren intravilan de aproape 600 de metri pătrați, dar mai au încă un teren intravilan de 2829 de metri pătrați în comuna Pielești, din județul Dolj, la care se adaugă și două mașini de lux. Păi bine, mă, Ciucă, cum rămâne cu interdicția de cumul al pensiei cu salariul? Aud? Săracii miniștrii bogați. Cabinetul Ciucă, numit în noiembrie 2021, are 20 de miniștri, 9 de la PSD, 8 de la PNL și 3 de la UDMR. Iar singura femeie din executiv este Gabriela Firea. Guvernul este condus de premierul Nicolae Ciucă și de doi vicepremieri, Sorin Grindeanu de la PSD, care este și ministru al transporturilor, și Hunor Kelemen de la UDMR. Toți acești miniștri, conform propriilor declarații, averile lor au crescut excesiv în majoritatea cazurilor anul trecut. De exemplu, săracul bugetar Sorin Grindeanu s-a chinuit el, dar totuși a reușit, numai el știe cum, să împrumute pe cineva cu un fleac de 540.000 de lei. Cei mai norocoși miniștri sunt Alexandru Rafila și Vasile Dâncu de la PSD, Virgil Popescu și Sorin Câmpeanu de la PNL, care au cele mai impresionante averi, dar majoritatea miniștrilor au mai multe surse de venit. Iar pe lângă bani în conturi și proprietăți, unii dintre ei declară bijuterii și obiecte de artă de zeci și sute de mii de euro. Dar nu numai Grindeanu împrumută, până și Alexandru Rafila, căutând prin buzunare peticite, a reușit și el să acorde un amărât de împrumut de 235.000 de euro. La rândul său, președintele UDMR Kelemen Hunor, vicepremier în guvernul Ciucă, a încasat anul trecut venituri de peste 309.000 de lei din două surse, peste 157.000 de lei de la guvern și peste 151.000 de lei de la UDMR. Veniturile sale sunt peste cele din anul 2021, atunci când Hunor Kelemen a raportat venituri de doar 290.000 de lei. Soția sa, Eva Cezar Kelemen, a încasat de la UDMR suma de 91.404 lei anul trecut. Se pare că partidul este extrem de generos cu soții Kelemen, care, printre altele, dețin mai multe terenuri și case, conform presei. Cu așa miniștri săraci, nu înțeleg de ce noi românii ne mai plângem de traiul nostru de zi cu zi. Să ne fie rușine! Avocați interlopi și conflicte de interese. Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a făcut o sesizare disciplinară președintei Comisiei Juridice a Camerei, deputata PSD Laura Vicol, pentru nerespectarea regulamentului Camerei Deputaților și încălcarea legii conflictului de interese. Dar care sunt faptele de care este acuzată respectiva avocată? Deputata PSD-istă este acuzată că a încălcat obligația de a face cunoscut orice interes care ar putea influența acțiunile sale publice, lucru prevăzut la articolul 5 din Codul de Conduită al Deputaților și Senatorilor. Probitatea. Sesizarea vine după ce Laura Vicol a supus la vot adoptarea codurilor penale în forma venită de la guvern, fără amendamente. Moșteanu susține și acuză faptul că Laura Vicol a impus și votat amendamente care îl favorizau în mod direct pe soțul acesteia, Răzvan Vladimir Ciorbă, în procesul în care acesta este trimis în judecată pentru fapte de evaziune fiscală și pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat într-un dosar instrumentat de Tribunalul București, cu termen de judecată 3 iunie anul curent.
Conform unor surse juridice, încălcarea săvârșită de către doamna deputat este cu atât mai gravă, cu cât aceasta are calitatea de președinte al Comisiei Juridice, comisie care trebuie să fie garantul respectării procedurii parlamentare, având chiar atribuții de soluționare a sesizărilor privind nerespectarea acestora. Respectarea procedurilor reprezintă, pe de o parte, garanția legalității activității Parlamentului României, iar pe de altă parte conduce la trasabilitatea actelor și acțiunilor parlamentarilor, care pot fi astfel verificate de orice persoană interesată și de către autoritățile care au atribuții în materie disciplinară sau chiar penală. În trecut, înainte de a fi pusă pe liste de către PSD, Laura Vicol s-a făcut remarcată cu relațiile ei cu interlopi, precum clanul Cămătaru, relații nu întotdeauna juridice. Deci, cum s-ar spune, PSD-ul a pus un lup paznic la oi. Halal să le fie! Cu cine și-au ciocnit ouăle politicienii? Și fiindcă am început acest material sub semnul Marelui Caragiale, este firesc să-l încheiem în aceeași gamă, deci un mic pamflet amical despre politicieni și ouăle lor, firește nu cele naturale, ci cele înroșite de Sfintele Paști. Astfel am aflat din surse sigure următoarele evenimente pascale. Domnul Bode a ciocnit cu ministrul austriac Karner, dar ouăle s-au spart în capul nostru. Prezidentul Klaus a ciocnit prin America de Sud, dar nu se știe cu cine și de ce, fiindcă, deși s-au cheltuit pentru cina cea de taină sute de mii de euro, rezultate nexam, ioc, rahat. Rapidul a ciocănit-o pe FSB spre disperarea credinciosului George Becali, care dăduse și acatiste, dar cel de sus nu l-a ascultat. Hunor l-a provocat pe Simion, dar auristul a refuzat fiindcă rămăsese fără de ouă după nunta grotească de la Măciuca. Șoșoaca a ciocnit ouăle cu Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse, și, drept recompense, a plecat încărcată cu cozonaci, gătiți de Prigojin, bucătarul lui Putin. Rareș Bogdan și-a pregătit ouăle pentru funcția de ministru al transporturilor și a promis că le va sparge în 30 de zile, precum a făcut și cu pensiile speciale. Totuși să nu uităm, cea mai importantă luptă între ouă a avut loc între Patriarhie, prin campionul Bănescu, și Arhiepiscopia Tomisului, reprezentată de luptătorul putinist în al preasfinția sa Teodosie. Din păcate, ouăle sparte între cei doi nu au fost bune, ci au lăsat în urmă un pestilențial miros de teologie clocită. Hristos a înviat, dar România este în comă indusă. Prietenii, mulțumim lui George Hodorogea pentru acest pamflet și vouă pentru atenție. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă doresc numai bine până data viitoare, pe curând!